Academicianul Vasile Tărâțeanu, poet și jurnalist, a plecat la cele veșnice la vârsta de 76 de ani. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Anca Cristina. Cunoscut pentru întreaga activitate culturală și literară, marcată de dragostea pentru neam, adevăr și credință, Vasile Tărâțeanu și-a luat adio de la această lume luni, pe 8 august 2022. Vasile Tărâțeanu a fost membru corespondent al Academiei Americano-Române de Științe și Arte, membru fondator al Societății pentru Cultură Românească Mihai Eminescu din Cernăuți, membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Iași, dar și membru de onoare al Academiei Române și director al Centrului Cultural Eudoxiu Hurmuzachi din Cernăuți. Născut pe 27 septembrie 1945 în satul Sinăuții de Jos, raionul Hlibo, regiunea Cernăuți, Ucraina, Vasile Tărâțeanu avea la activ multe distincții primite cu diferite ocazii festive, după o operă poetică și o activitate culturală impresionantă. În 2019, poetul primise titlul de cetățean de onoare al municipiului Iași. Vasile Tărâțeanu a fost prezent la ședința solemnă organizată în anul 2018, de ziua Bucovinei la 100 de ani de la unirea Bucovinei cu țara.